Domnilor și domnilor, există în administrația locală, în toată țara, nu numai în Argeș, oameni care, din motive pe care nu mi le explic în întregime și nu pot să le analizez în fața dumneavoastră acum, devin realmente vedete. Oameni extrem de cunoscuți, care capătă o anumită aură de supremație. Sunt considerați, pur și simplu, personalități ale administrației locale. Noi acum ne aflăm la Bascov. Bascov este o localitate pe care o știe una dintre localitățile Argeșului, despre care știe întreaga țară, pentru că ca să intri în Pitești trebuie să treci prin Bascov, ca să ieși din Pitești treci prin Bascov, ca să mergi la Curtea de Argeș treci prin Bascov. Așadar, jumătate de țară, de fapt mai mult de jumătate de țară, trece pe aici. Oamenii își dau întâlnire în zona asta, povestesc despre Bascov. Așadar, Bascovul este o comună brand. O comună brand condusă de un primar vedetă, cum vă spuneam, domnul Gheorghe Stancu, pe care l-am rugat să ne acorde acest interviu. Domnule primar, în primul rând vă mulțumesc că ați acceptat interviul și vă spun un lucru. Voiam să vă întreb cum a evoluat comuna de la primul dumneavoastră mandat. Dar mi-ați spus că ați făcut atât de multe în mandatul acesta încât abia avem timp să le discutăm. Haideți să începem cu mandatul acesta și după aia ne întoarcem un pic mă între... Mă bucur că sunt gazda acestui interviu și mă bucur că dumneavoastră mi-e ferit ocazia să povestesc câte ceva despre ceea ce a însemnat și ceea ce este comuna Bascov. Până în 1990 am lucrat la o fostă întreprindere de profil din județul Argeș. Am avut așa o copilărie fără copilărie pentru că tatăl meu a murit la vârsta de 45 de ani, terminat în școala profesională. Imediat după ce am terminat școala profesională m-am și angajat. Și ușor, ușor, pas cu pas, faptul că mi-a făcut foarte mult munca cu omul, am fost numit așa șef de echipă, după aceea maestru, am terminat școala de maestru, maestru principal și chiar șef de atelier. De-a lungul timpului, în cei 20 de ani de activitate la fosta întreprindere, am avut o funcție de conducere, munca cu omul, care nu este atât de ușoară și totuși am reușit așa ca de fiecare dată echipa pe care am condus-o să fie crucea, cum se spune, în activitatea industrială din vremea respectivă. Am fost la diferite calificări în străinătate, chiar pe timpul respectiv și chiar și în țară. Și iată că această muncă cu omul s-a concretizat și în plan administrativ. Însă și din anii 1987-89 am fost numit deputat pe zona Valea Osului, cam în genul consilierului de astăzi, dar fără să fim remunerați. Da? Aveam activitate obștească cu cetățenii din comună, strângeam bani să încheturim drumurile, să facem diferite activități în zonele comunei. Eram și într-o comisie, așa cum se numea, comisie de împăciuire, care din punctul meu de vedere era foarte binevenită, formată din preoții din comună, din învățătorul statului, din anumiti membri care erau, așa zis, deputați pe zonele respective, din conducerea primăriei. Anumite litigii evite între cetățenii, cum sunt la noi în țară, când construiesc anumite edificii pe votare, și acea comisie de împăciuire era foarte binevenită. În 1990, în februarie 90, am primit o înștiințare de la fosta conducere a IPD, unde am lucrat, să merg la primăria Bascov, pentru că în perioada aceea primarul plecase, viceprimarul plecaseră, și primăria rămăsese singură. Dar de ce plecați să vă explicați? Au fost după Revoluție, știți că erau vânați secretari de partid. Mulțumesc. Mă rog, și atunci după Revoluție, imediat, am venit la primărie, am găsit aici unde ne aflăm, în acest spațiu verde, era o primărie veche, era cam februarie 90, repet, era frig, iarnă, lemne de sobe de teracotă. Oamenii începuseră să vină din ce în ce mai mult la primărie pentru diferite probleme, că mai ales auziseră că democrația le permitea să vină cu diferite probleme și chiar aveau probleme cetățenii. Și ușor, ușor am stat detașat 6 luni de zile, am format acel CPUN-ul, am ales
un fost primar care până în Revoluție a mai condus comuna Basco. După 6 luni de zile am fost rechemat din nou la primărie, pentru că fostul primar care era deja dat demisia și a plecat, a rămas primăria goală, a trebuit din nou să reformulăm, să găsim asta o persoană. Asta până în 92, în perioada 90-92. În 1992 am fost, mă rog, am candidat pe listele unui partid pe funcția de consilier local. Am ieșit consilier local și după aceea cu majoritatea de voturi am fost ales viceprimar. Am fost ales viceprimar, am stat așa o perioadă în cumpănă dacă plec sau nu plec de la fosta întreprindere. Ușor, ușor mi-am dat seama că și acolo o să se schimbe situația și chiar s-a schimbat foarte repede. Și am venit la primăria Basco pe funcția de viceprimar. Am început să mă implic foarte mult, atât în zona, să zicem, a restituirilor terenurilor. Eram în comisia de fond funciar și împreună cu comisia trebuie să găsim soluții legal constituite cu fiecare destinație ca să împăcăm totuși numeroasele solicitări, mai ales că Basco, o comună fără teren, s-a construit foarte mult pe vremea cealaltă, în toată platforma industrială a Pitestului, construită pe fostele terenuri ale sterelor de la Basco. Fac o paranteză la discuția noastră, a trebuit ca Comisia de Fond Funciar din Basco să pună în posesie cetățenii în toată platforma Găvana, pe motivul că atunci când s-a desfințat fosta comună Găvana, terenul a intrat în patrimoniul CAP Basco. Și vă dați seama cât de greu a fost să împăcăm și totuși am reușit, n-am avut litigii foarte, foarte mari. Între timp am luat și latura cealaltă a administrației, a investițiilor din comună. Așa cum am spus, am găsit o primărie care ploua în ea. Era o sovieterapeută și acum în interior. Comuna n-aveau, toate lucrurile, majoritatea erau de pământ, ca să nu spun de piatră, nici un bec pe stradă, utilități, apă, gaz de canalizare nu exista, școlile cu WC-ul în fundul curții, în sfârșit, multe aspecte și a trebuit să le luăm ușor. Prima investiție care mi s-a părut foarte importantă și necesară și oportună, să vă spun, a fost investiția de gaze în comună. Asta când s-a întâmplat? Atunci s-a întâmplat în anii 95, când eram viceprimar, da, în 1995 am început, da, eu m-am implicat foarte mult, mă rog, știe toată comuna, viceprimarul de atunci, de fapt a și candidat în 96 și chiar n-am mai ieșit nici consilierul, dar m-am implicat foarte mult, am mers la Mediaș, că acolo era vorba de cot atunci, și vă spun sincer, au fost între primele localități din județul Argeș, noi și Izvorul, dar după aceea Izvorul era domnul fost președinte Costache, care s-a luptat foarte mult, se ieșureze în tărâna, că știți că a decedat, și s-a luptat foarte mult pentru localitățile județul Argeș, dar special și pentru comuna Izvorul. Am obținut aprobare cu cea mai întinsă rețea de gaze din mediul rural din județul Argeș, poate în România, și pot să spun, și acum cred că avem această performanță, pentru că în localitate avem aproape 69,5 km de gaz. Am obținut această cotă, am început investiția după ce am urmat toate procedurile de achiziție și licitații. Se vedeau cot atunci, era vorba de număr de case. În sfârșit, când a venit, îi fac o paralelă la discuție, serviciul tehnic de la regional de gaze, și când am văzut că noi băgăm gaze în pădure, că avem și străzii care se pretează, dar, mă rog, necesitatea și oportunitatea atunci era încălzirea cu lemne, mai ales că aveam lemnele foarte aproape de drumurile respective. În sfârșit, a trecut cu vederea și am început această investiție care, vă spun sincer, a condus la dezvoltarea extraordinară a localității Basco și și aproape de zona orașului. După aceea am construit actuala primărie, care o vedem aici, deci am început construcția chiar în 1996, la două luni după ce am luat primar, în luna iunie 96, și am finalizat-o la un an de zile. Această primărie, care la timpul respectiv aveau toate compartimentele necesare, acum a rămas mică. Suntem în achiziție publică pentru ce prisme, construcții, montaje, avem și proiectul tehnic pentru extinderea și pe verticală și pe orizontală acestui bloc de clădire.
în așa fel încât cetățenii să aibă acces la servicii și compartimente foarte bune, mai ales la pretențiile care le avem acum, pentru că s-au format compartimente în cadrul primăriei, compartimente de fonduri europene, compartimente de achiziții publice, compartiment de urbanism, compartiment patrimoniu, alte compartimente care la vremea respectivă, când am construit fosta primărie, nu se aveau rost atunci, nu erau pe schema de organigrama localității. Am început după aceea cu alte utilități, am avut în vedere împietuirea drumurilor și după aceea ușor prinderea unor fonduri cu fiecare destinație pentru modernizare, chiar și prin asfaltare. Am prins fondurile mai târziu, odată cu intrarea în Comunitatea Europeană, și fondurile europene, și mă refer aici la fondurile de preaderare, mă refer aici la fondul SAPAR, care urmând de euro, și după aceea fondurile pe ISPA, pe RICOP, și urmând ca fondurile de post-aderare să aproape să le prind în totalitate, și am și lista aici cu majoritatea finanțelor sau investițiilor care au fost finanțate. Și ați făcut o socotelă vreodată câte milioane de euro? Da, avem în jur de, și cu cei de la Apă Canal, în jur de 14-15 milioane de euro. Vreau să trec mai departe cu lista de investiții. Am început după aceea cu utilitatea cea mai necesară, apa, și prin diferite surse de finanțare, din bugetul local, din, așa cum am spus, din SAPAR, prin fonduri ministeriale și guvernamentale, mă refer aici la ordonanța 7, legea 577, 687. Deci toate acestea am încercat și am format o echipă foarte bună la primărie și ușor am prins toate aceste tipuri de investiții. Dar cea mai importantă, să zicem, investiție care a fost realizată în comună și nu neapărat pentru cetățenii comune, nu, dar pentru ceea ce a însemnat atragerea investitorilor străini, crearea locurilor de muncă și mai ales sursele de finanțare în bugetul local, a fost această platformă industrială de la fostele sere de la Bascov. Fostele sere de la Bascov, care aveau 62 de hectare, care au fost surpate sau demolate, mă rog, sau avariate în iarna lui 92-93. Foștii proprietari, pe legile de retrocedare, și-au retrocedat tot terenul și au fost trei mari proprietari în zona terenului de la Bascov. După ce au obținut titlul de proprietate, majoritatea fiind din București, au dorit să parceleze terenurile ca să le vândă pentru construcții. Am emis o hotărâre în Consiliul Local să creăm o platformă industrială. Am modificat planul de urbanism general și am format un plan de urbanism zonal în zona respectivă, numai pentru zonă industrială. Ceea ce s-a și întâmplat... Și ați cumpărat pământurile? Nu le-am cumpărat noi, nu. Deci, practic, cetățenii, proprietarii le-au vândut la diferite persoane juridice și fizice din localitatea Bascov, nu pot să dau nume acum, care la rândul dumnealor au creat aceste platforme industriale. Deci l-au cumpărat atunci proiecte foarte mari și au creat aceste platforme industriale care acum, la momentul în care vorbim, sunt aproape 5120 de muncitori în platforma industrială de la Bascov. Per total, în comuna Bascov avem 686 de agenți economici cu diferite profile de activitate, începând de la industria transporturilor, mase plastice, cauciuc, industria lemnului, industria petrolului și, în ultimul rând, prestări de servici, carmangerii, fabrici de pâine, toate tipurile de activități de prestări de servici din localitate. Și mă bucur de acest aspect pentru că, pe de o parte, aceste platforme industriale, pe lângă faptul că au creat locuri de muncă, a mărit gradul de sistematizare și urbanizare al zonei, dar mai ales a mărit zestrea bugetul local prin impozite respective. Vă dați seama, taxe de autorizație, taxe pe TMT, impozitul pe clădiri, persoane juridice, impozitul pe teren și, nu ultimul rând, acum, prin noua lege a finanțelor publice și a codului fiscal și noua lege a bugetului de stat, o cotă de, a fost prima dată 40%, acum e 60%, din impozitul pe venit, să fac venituri, să creează venituri către bugetele autorităților locale pe raza administrativ-teritorială unde se desfășoară activitatea agenției respective.
În Comuna Basco nu există șomaj la ora actuală, iar pe legea 416 nu avem decât 11 dosare. Majoritatea sunt romii din zona care avem puțin, dar în zona cu Merișani, în localitatea Merișani. Am început după aceea cu alte utilități și mă refer aici și la canalizare și la ora actuală avem, cu mândrie vă spun, cele mai închise rețele de utilități de apă și canalizare din mediul și noi îi dăm statistica din județul Ardeș și poate și chiar din țară. Avem și o rețea de apă de aproape 82 de km și canalizare 73,5 km. Am început după aceea cu modernizarea drumurilor comunale. Ne-a așezat geografia cu comuna asta foarte mare aici, foarte pretențioasă. Ne bucurăm că o localitate este puternică prin oamenii care reprezintă și în Bascov nu au plecat cetățeni. Iată că la statistica la recensământul din 2001 am avut 8200 de locuitori, la recensământul din 2011 am avut 10250 de locuitori, iar acum avem peste 11500 de locuitori, dar în scripte, să zicem statistic, dar în realitate sunt 13000 de locuitori. Foarte mult s-a construit în Bascov și fac o paranteză la discuție, numai anul trecut am eliberat și se poate verifica acest lucru la inspecția în construcții, au rămas și dumneavoastră încântați, 460 autorizații de case într-una. Majoritatea vile, au venit foarte multe persoane din Pitești, dar nu numai. Faptul că am atras aceste utilități, faptul că mai mult de 70% din teritoriul comunei este intrabilan și nu extrabilan, a creat posibilitatea cetățenilor din comună să aibă un plus valoare pe terenurile respective, dacă a dorit să le vândă, sau a dorit să construiască pentru copiii dumnealor sau nepoții dumnealor, dar foarte mult au venit din alte zone, din Cimare, din Pitești. Repet, o localitate este puternică prin oameni care o reprezintă și avem în localitate medici, toate profesori, din lumea justiției, din manageri foarte mulți, sportivi, tehnicieni, toate profesori, toată gama și ne mândrim că sunt s-au perpetuat cu cetățenii din sate și au creat așa, cum să vă spun, o condiție extraordinar socială în zonele respective. La noi majoritatea drumurilor se umblă cu căruciorul pe stradă și nu cu capele sau oile pe străzile respective. De fapt, activitatea agricolă se pretează numai la cei care au grădini și surplusul respectiv mai merg în pietele din zona Piteștiului. Foarte mult aceste utilități au atras lumea în comună și mă refer aici acum și drumurile. Spuneam că ne-a așezat geografia comuna asta foarte mare spre Curtea de Argeș, spre Vâlcea, spre Pitești și spre zona păstelor cele de la Basco către platforma industrială. A trebuit să găsim soluții ca din extravilan să introducem în intravilan la solicitarea cetățenilor și prin formarea unor planuri de urbanism zonare să creăm aceste platforme de construcții și chiar sunt zone de construcții cu vile foarte frumoase, iar noi a trebuit să venim în plătinarea cetățenilor cu utilitățile, apă, gaze, canalizare și așa mai departe. Majoritatea acestor străduțe au acest grad de utilitate, dar între timp apar mereu străduțe noi și trebuie să vină întâmpinarea cetățenilor. Ne bucurăm că se mărește și zestrea, încă o dată repet, financiară a localității, dar mai ales a urbanizării și sistematizării. La ora actuală când vorbim, vreau să vă spun că numai în mandatul din 2016-2020 am referitor la infrastructura de drumuri, că o luăm acum pe capitole, la infrastructura de drumuri am asfaltat 28 de drumuri, iar recent, acum în anul acesta, deja se lucrează s-au finalizat încă 9 drumuri comunale, le am aici, dacă e foarte greu să le citesc pe fiecare, și foarte moderne, adică majoritatea drumurilor au canale fluviale deschise sau canale fluviale pietonale, da, carosabile, pardon, sau unele care sunt încadrate cu borduri în funcție de aspectul străzii respective. E un lucru extraordinar că, iată, majoritatea străzilor au acest confort de civilizație. Totodată a trebuit neapărat să găsim soluții pe educație. Repet, am găsit școlile cu toaletele în ducuții, cu tavanele de trestie,
reparam anual, mă rog, de fiecare dată școlile din Bascov. Aveam două școli mari, clasele 1-8 și 5 școli, clasele 1-4 și 3 grădinițe. A trebuit neapărat să hotărâm odată să modernizăm școlile. Am prins fonduri europene pe măsura 3-4 prin programul operațional regional sectorial. Cu sediul la Călăraș a făcut foarte multe drumuri și am modernizat școlile, vă spun, nu putem să mergem, că nu ne permite acum nici timpul și nici aspectul acesta de pandemie, dar sunt foarte, foarte moderne școlile cu table inteligente, majoritatea avem 980 de copii în școlile din Bascov, cu table inteligente, cu încălziri proprie, cu toalete pentru toate tipurile, la toate nivelurile și la etajul 1 și la etajul 2, și pentru profesori separat și pentru copii separat pe anumite vârste și așa mai departe. Grădinițe foarte moderne, grădinița cu program prăbușit de la Bascov, care au o capacitate de 160 de copii, este neîncăpătoare, sunt solicitări și din zona nord a Piteștiului și din alte localități limitrofe, cu asistentă sanitară, cu încălzire centrală proprie, cu cantină proprie, cu 3 mese pe zi la fiecare copil, fiecare copil are ghiuveta lui, ghiozdanul lui, toaleta lui, pătuțul lui, deci ne îngrijim și părinții sunt foarte, foarte mulțumiți de aspectele din grădiniță. Ia și celelalte grădinițe cu program normal au capacitate administrativă, tehnică și mai ales educativă foarte, foarte bună și condiții propice pentru un proces educativ instructiv pe măsură. N-a trebuit să uităm nici activitățile culturale. Vedeți noastră că după Revoluție, ușor, ușor, tineretul a fost atras către alte tipuri de distracții, să zicem, în baruri și în buticuri și mai ales din o comună lângă oraș aici, a fost mai greu să aducem tineretul către actul de cultură. Știți, comunele care sunt mai depărtate de oraș, tineretul nu au altă șansă decât să meargă în localitatea respectivă, dar aici, la 2-4 de Pitești, a trebuit să găsim această soluție de edificare a unui centru cultural foarte modern. Fostul cămin cultural l-am găsit aici, chiar dacă eu, în tinerețea mea, aveam activitate și mergeam la bal la fostul cămin cultural și cât de cât aveam o activitate culturală bunicită, a trebuit, l-am găsit cu lacă cu pustăusă și tavanele jumătate pe podea. L-am demolat și în locul acelui edificiu am ridicat actuala Casa de Cultură Adriana Trandafir. Am dat această denumire pentru marea artista noastră Adriana Trandafir, care este crescută în Comuna Bascov, aici la noi, la câțiva pași de această locație. Am făcut această construcție foarte modernă și a trebuit să găsim soluții din bugetul local să ne permită legea să-i creăm personalitate juridică. Și iată că avem o activitate în câțiva ani de zile de excepție pe plan cultural. Am atras din comună tineri, din școlile din comună tineri. Am avut parte și de un management foarte bun și ne-am făcut cunoscuți în țară și în străinătate. N-am neglijat nici activitatea cultelor și vedeți, asta e foarte bine că după Revoluție o parte din cetățeni au revenit către activitatea sa spirituală și a cultelor. Bisericile de la noi, faptul că comuna s-a mărit foarte mult, au devenit neîncăpătoare și a trebuit să găsim soluții, dacă legea ne-a permis și ne-a permis legea, să ajutăm atât financiar cât și cu forță de muncă calificată și necalificată din comună, dar mai ales și cu materiale, în care s-a construit, iată, în mandatele mele, să zic, 3 biserici în comună și au fost ajutate și celelalte 3 biserici din comună. Troițe, mă rog, monumente istorice, monumentul din centrul comunei și așa mai departe. Dar n-am neglijat nici activitatea sportivă. Faptul că în localitatea Bascov, la ora actuală, avem peste 3400 de tineri, a trebuit să găsim soluții. Am format această echipă, în primul rând, de fotbal, care și prin faptul că a fost sprijinită financiar și nu numai de către Consiliul Local, iată că a ajuns să reprezinte județul, la ora actuală este în Liga 3-a, reprezintă județul Argeș și singura echipă din Liga 3-a, aceste Unirea Bascov, care are secția de fotbal și iată jucăm la egal cu echipe cum ar fi Craiova, echipa a doua, Voluntarii, echipa a doua, Brașovul, echipa a doua și am terminat pe locul 7 și sper să mergem cât mai sus.
Între timp avem în lucru și sper cât mai curând să începem lucrările. De fapt, de 2 ani de zile am umblat și am căutat soluții să modernizăm cele două baze sportive din comună, baza sportivă de la Valea Ursului și baza sportivă de la Bascov. Din păcate, la Valea Ursului am avut ghinionul să fim, atacați într-un fel, într-un proces cu direcția silvică, pe motivul că acum vreo 80 de ani, cândva, o parte din stadionul de acolo s-a suprapus pe amenajamentul silvic al dumnealor. Am întocmit proiectul, licitația de execuție și autorizația de construire pentru noul stadion de la Bascov, cu tribună de 1800 de locuri, cu grup de vestiare, cu încălziri centrale, cu gazon sintetic, cu nocturnă. Documentația a primit toate avizele necesare și se află în fază finală la CNI. Pentru avizare avem promisiuni că în 2-3 săptămâni de zile vor trece prin Comisia Tehnică Economică și, având și licitația făcută și autorizația, sperăm ca într-o lună jumate să chiar să începem lucrările. În faptul că se nasc copiii, va trebui să găsim soluție să construim o creșă. Săptămâna viitoare deja sperăm să înceapă lucrările, dar mai precis, începând cu data de 3 august, vor începe lucrările la noua creșă din Bascov, care va fi amplasată chiar lângă grădinița cu program prelungit. Nu ne oprim aici, a trebuit faptul că localitatea este tranzitată de cele două drumuri naționale, așa cum a specificat și noastră la începutul intervenției noastre, o să zicem și putem spune foarte corect că prin localitatea Bascov se face legătura între estul și vestul Europei, prin autostrada 1, autostrada 2, prin pasajul subteran de la Bascov, prin DN7, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Năglad. Ne bucurăm că, iată, să zicem, și construcția noi autostrăzi începe chiar din Bascov, și sper cât mai repede. Noi am făcut eforturi deosebite să nu împiedicăm, să spunem, documentațiile premergătoare a vizelor, ceea ce privesc cetățenii care vor fi expropiați și la Bascov pe noul tronson al autostrăzii pe coridorul 5, Bascov-Cutea de Argeș, să nu spunem Pitești-Cutea de Argeș, Bascov-Cutea de Argeș. Avem 603 persoane care vor fi expropiate. Am muncit foarte mult cu comisiile în teren ca să efectuăm planuri parcelare, în așa fel încât noi să nu punem o preliște, așa să zicem, autoritățile locale pe această investiție foarte, foarte importantă pentru toată nația română. Păi, domnule primar, cred că de puține ori în viață mi s-a întâmplat să iau un interviu fără întrebări. Noastră ați spus... Dumneavoastră a zis să fac o recapitulare. Așa sunt foarte multe. Romanul dezvoltării comunei, da. Extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult, mi-a plăcut. V-am ascultat cu fascinație. Mulțumesc. Da. Avem și spații de joacă în comună foarte multe. Am obținut fonduri, am depus vorba de fonduri europene. Deci suntem acum într-o fază finală de obținerea vizelor pe fonduri europene, pe fonduri de coeziune, mă refer aici, împreună cu Apă Canal, pentru 3.800.000 de euro, numai pentru Bascov. În prima etapă am avut 4.600.000 de euro. Mai avem anumite segmente, am vorbit mai devreme că în localitate se nasc mereu, aproape din două în două luni cu o străduță și trebuie să venim și în aceste străduțe cu utilitățile respective. Acum suntem pe GRAL, pe grupul de acțiune locală de Arule Pormenei, unde avem încă 3 spații de joacă care se adaugă la cele 8 spații de joacă care le avem în comună. Ne dezvoltăm și pe servicii, că este foarte important să avem servicii și iată, la nivel de o comună rurală, sau de o localitate rurală, avem și aceste servicii. Avem serviciul de gospodărie comunală sau utilitate cu dotările noastre, da? Am achiziționat acum 6 luni de zile și o mașină nouă pe gal de dezepezire și care vara o folosim și pentru alte activități. Avem serviciul de igla public. Acum suntem în licitație pentru serviciul de transport public în comun la nivel de localitate, că știți că în România sunt mari probleme la nivel de transport public de local de persoane, mai ales că acea directivă europeană 1370 din 2007 a fost interpretată, și atât de partea română, dar și de partea europeană,
și la ora actuală este un haos, de ce să nu spunem, în transportul public la persoane în mediul rural și pe preurban. Mulțumesc, mulțumesc pentru informații, am auzit cu atâtea informații, mulțumesc.